Bun găsit, vă spun tuturor iubitorilor sportului buzoian. Boxul și pasiunea pentru fotbal sunt cele două subiecte pe care le vom trata în această seară. De mult n-am mai făcut așa o emisiune din două bucăți, dar asta este, dacă o cere evenimentele sportive, facem și așa ceva. Asta fiindcă de obicei știți că ne lungim, nu avem timp să discutăm un singur subiect într-o oră, dar astăzi trebuie să fim foarte, foarte harnici. Bun. Bogdan Dinu, pugilistul nostru, e emblema nu doar al boxului buzoian, ci și al sportului. Avem puține modele aici cu care să ne mândrim și oameni de toată ei sprava. Va boxa sâmbătă la Brașov. Este vorba despre Dracula Boxing Show. Bogdan face parte nu doar din program, ci este chiar, va boxa chiar în main eventul acestei gale, motiv pentru care l-am invitat în această seară. Bogdan, mulțumesc frumos pentru prezență. Bună seara și... mulțumesc în primul rând pentru prezență, e o mare plăcere să... De fiecare dată, Bogdan, ne revedem. Discutăm. Avem ce discuta și de multe ori nu ne încadrăm, așa că mergem direct. Așadar, Bogdan, după aproape 6 ani, pentru că, iată, pe 8 decembrie, Lupii Carpaților, sau mă rog, ceva pe acolo... Lupii din Carpați. Lupii din Carpați, chiar aici, în apropierea noastră, la Polivalenta Buzoiană, învingeai un pugilist din Brazilia. Talentat, dar și foarte arătos, din când mi-aduc eu aminte. Ar putea să joace în filme foarte bine așa și de acțiune. Bogdan, cum e să revii într-un ring românesc, iată, după aproape 6 ani? Da, a trecut ceva vreme, deoarece am avut meciuri numai pe afară, în special în Statele Unite. E plăcut, e interesant, pentru că am șansa să boxez iar în fața publicului din România. Da. Iată, din 2017 n-ai mai boxat într-un ring din România. Ce s-a întâmplat în această perioadă? În această perioadă am prins niște meciuri foarte importante pentru cariera mea. Au venit meciuri doar din Statele Unite și... de peste ocean, acolo unde boxul este la un adevărat al lui splendoare. Face și... parte din religiile. Exact. Și trebuia să iau acele meciuri pentru că trebuia să-mi încer norocul, cum s-ar spune. Și să-i rămâi și în atenția... Exact, exact. În publicului și... promotorilor, ca să spun așa. Iar o invitație peste ocean nu se refuză niciodată. Corect, corect. Pentru că toată lumea își dorește să boxeze pe un ring din Statele Unite, având în vedere importanța pe care o au boxerii acolo. Dacă nu mă înșel, este în top 2 boxul ca și... Probabil după fotbalul american. Exact, după fotbalul acolo. American, cred că este poate al doilea ca și... baseball-ul, mă rog, tot ce mai înseamnă ca acolo. Și evenimente consumate, ca să zic așa, și cerute de către publicul american. Da. Bogdan, dintre orașele în care ai boxat, în afară de Buzău nu mai punem problema, București, Piatra Neamț, dacă zic ceva greșit să-mi spui, Ploiești. Așa este. Care este orașul care este așa pe inima ta? Sau... altă întrebare. Brașovul e ceva așa aparte? Că am tot urmărit ceea ce ai declarat în ultimele săptămâni. Da, eu așa simt. Vă dați seama că fără indiscutabil la Buzău mă simt extraordinar. Da, clar, și a fost o seară incendiară la ultimul meu meci în România. Dar consider că Brașovul este o locație potrivită pentru a găzdui un eveniment de acest gen. Am înțeles că mergi destul de des, am văzut și de la Țiriu, la Baraj, te duci acolo, te antrenezi, mai treci limita de județ. Da. Ceva afinități legat de, să zicem, oamenii care organizează această gală? Da, am promotorul, este cunoscut din lumea boxului pentru că face același lucru ca și mine. Daniel Ursache, da? Daniel Ursache, da, fost sportiv, actualmente are o sală și... o sală de box în Brașov și încearcă să promoveze boxul, să ducă mai departe această disciplină, nu o lasă să moară. Și era, nu știu cum să spun eu, imposibil să nu-i fiu aproape și să nu particip. N-ai putut să refuz. Exact, n-am putut să refuz, pentru că face niște evenimente de calitate și am zis da, de ce nu? Pentru că după cum ai aflat și tu în Brașov ajung
destul de des, este foarte aproape de noi până la urmă, este o locație turistică și zic, hai că e ceva acolo, de ce nu să nu am o prestație și acolo. Da. Iată, ești acolo în centrul atenției, nu doar pe afiș, ci vei fi chiar, vei lupta în main eventul acestei gale. Cât de mult te onorează postura aceasta? După cum spuneam, enorm de mult faptul că mă responsabilizează în primul rând, pentru că în această gală, la acest eveniment, vor veni și tinere talente care sigur ne-au ca modele, mulți alți copii care se uită la noi și probabil vor dori să ajungă în asemenea gale. Da. Niște gale nu foarte mari, dar niște gale care te propulsează, de ce nu, către un titlu european și așa mai departe. Da, iată, vedem acolo, era adevărat că era o invitație, dar poate fi asimilat și cu un bilet. Un bilet, 50 de lei intrare, mi se pare, e aproape degeaba. Adică consider că accesibil este, pentru oricine. Exact, consider că este accesibil, a gândit bine organizatorul galei, după părerea mea, să fie accesibil tuturor care vor să ne susțină și își doresc să vadă un eveniment de asemenea nivel. Da. Să punem și acele filmulețe de prezentare, de altfel foarte reușite, le-am urmărit. Exact, emblema, este vorba despre emblema Brașovului. Bogdan, susținător de acasă? Iată, Brașovul, da. La o zvârlitură de băți, da. Weekend frumos, vin, ai semnale că vor veni? Da, cu siguranță, și-au cumpărat foarte mulți cunoscuți bilete și vor fi aproape de mine, de noi, acolo în această seară. Da, bănuiesc că vor veni și susținători din țară, fiindcă ai o sumedenie. Da, vin și din București și din toate zonele vor veni pentru a ne susține. Da. Șapte dueluri, șapte partide. Ce știi despre afiș? Despre afișul galei? Dintre ceilalți... Da, păi... Chiar acum îl avem în prim plan pe Daniel Buciuc, un sportiv care a boxat cu mine în câteva gale importante. De asemenea, și el a avut un meci în Dubai pentru o centură importantă. Vor fi două partide la categoria grea, da? Da, mai este un coleg de la Oradea, iar un boxer care s-a antrenat foarte mult în Belgia, român și el de asemenea. E o mare plăcere și pentru el să boxeze în această gală. Avem și un debutant, primul meci, un sportiv de la amatori. Acum au o șansă extraordinară pentru că ei pot boxa în paralel atât la amatori cât și la profesioniști, ceea ce îi va ține în priză. Un sportiv de culoare din Cluj, care... Naturalizat, nu? Da. Păi, e venit de câțiva ani în Cluj și probabil că va urca și el destul de mult. Am văzut că e pasionat și doritor. Va fi și un sportiv de peste Prut, da, din Republica Moldova, va mai boxa în gală. Deci vor fi niște meciuri bune, ca să spun. Am văzut galele de box și nu numai de box, și cele din MMA, suscită interes. Oamenii vin, oamenii sunt interesați de show, de bătaie pe românești, așa, să vadă, nu? Da, oamenii vor să vadă evenimente de acest gen și asta ne bucură că a început să fie atractiv. Până la urmă, probabil că el atrage așa, dă impresia de violență la început, însă pentru cei care îl practică și doar am mai vorbit acest lucru, care îl practică într-un mod organizat, au o surpriză observând că aici este foarte multă disciplină, sacrificiu, antrenament, totul foarte bine pus la punct. Iată, l-am avut mai devreme în imagine și pe domnul Leu, cel care, iată, face, girează, da? Această frumoasă gală. Bogdan,
Am urmărit și vom urmări și noi în minutele următoare conferința de presă la care tu ai participat cu câteva săptămâni mai devreme. Ai fost acolo și intervievat de jurnaliști. Te onorează atenția aceasta, da? Ești dintre cei care, hai să zicem, vârful de lance al galei acesta. Faptul că ți-ai făcut un nume într-o carieră în care ai urcat treaptă cu treaptă. Da. Câte puțin așa, dar foarte, foarte serios. Cu activitate în Canada, cu meciuri peste ocean dincolo în Statele Unite. Iată, anul trecut ai încrucișat mănușile cu favoritul celor din Africa de Sud. Din Africa de Sud, da. Vreau să-mi spui cât de reconfortant este pentru tine că după atâta perioadă de muncă, iată, ești un nume și oamenii îți acordă atenția cuvenită. Da, mă onorează acest lucru și știu că în spatele acestui lucru este doar munca mea, așa cum ai spus mai devreme. Este doar munca mea, am fost serios, am știut ce vreau de la viață, de la acest sport, am practicat cu pasiune și cu deosebit interes. Și mă bucur să văd că oamenii îmi acordă respectul cuvenit, nu? Respectul indiferent unde ai merge. Cuvenit, da, pentru că asta este iar ca o răsplată a muncii pe care am, a muncii și a sacrificiilor pe care le-am avut în spate. Da. Vorbeai ceva mai devreme, Bogdan, despre oamenii care vin, domnule, mă duc să văd cum captește ăla, îl trăznește, îl dă curoatele în sus, mă rog, fiecare cum gândește. Dar acolo ajunge la concluzie, domnule, că e vorba despre tactică, e vorba de mult strategie, mult cerebel, exact, da? Adică nu te duci acolo și te apuci să te bați ca Chiori, că na. Corect, corect. Cum spuneam, probabil arată violență, dar nu este chiar așa. În spate este multă muncă, strategie, un plan bine pus la punct. Vă așteptăm pe 22 septembrie. Practic, Bogdan, că iată, facem așa o mică paranteză, că tot am ajuns cu ideea aceasta, într-o societate în care există din ce în ce mai multă violență și am văzut ce se întâmplă, din păcate, oameni care fac tot felul de trăznăi și mai ales tineri care nu-și dau seama de greșeli, câteodată le repar, câteodată nu reușesc să le repar. Tu, ca fiind un militar de carieră, Bogdane, ce le spui, ce vrei să transmiți tu prin eforturile pe care tu le depui și le-ai depus în toată cariera ta? Ce să înțeleagă copiii aceștia puțin? Da, ce pot să înțeleagă, eu le recomand să vină într-o sală de sport, indiferent ce activitate ar face, pentru că în acele două ore, să spun așa, ei sunt feriți total de alte tentații, nu? Tentații. Îți varsă în năduf acolo. Exact, acolo au unde să transpire, să se concentreze, să verse toată răutatea și frustrările. Să se canalizeze în mod pozitiv. Exact. Nu? Să o facă într-un mod organizat și cu siguranță asta îi va disciplina și îi va ajuta să fie un pic mai echilibrați. Și eu am avut, să știți că vin foarte mulți copii la sală, copii agresivi, da? Așa sunt așa caracterizați, societatea, din da, caracterizați de părinții lor, cum ar fi agresiv, că nu se înțeleg cu ei, că au ieșiri violente la școală, pe stradă. Ca o ADHD, că simți exact. În urma nutriției dar greșite. Eu, în momentul în care lucrez, am o surpriză să văd chiar niște copii timizi și liniștiți. Și prin acele antrenamente, cum sunt ele gândite și exerciții și așa mai departe, mai ales când ajunge să intre în ring și să facă o disciplină, după cum spuneam, în mod organizat, cu reguli și cu un anumit plan, atunci ei ajung să-și dea seama că nu e chiar așa și ajung să fie un pic mai ponderați.
Bine, acum adevărul este și la modul următor, că și tu și George, fratele tău, în momentul în care vin și văd doi oameni înalți, din punct de vedere fizic, dar și al carierelor lor, pentru că, pentru cine nu știe, și George a fost campion național la da. Categorie, la amatori, în momentul în care tu și, mă rog, ceilalți numărul 1 au trecut la profesionism. Spune-mi, Bogdan, dacă după o perioadă în care copiii, tineri aceștia, adolescenții, mă rog, cei care vin acolo cu eticheta asta, mai mult sau mai puțin pusă corect, dacă dintre părinții a spus, domnul Dinu, bravo, copilul a înțeles, s-a dat pe brazdă. Da, da? Avem, ca să spun așa, o pondere de undeva la 80-90% din copiii cu astfel de probleme și le repară în sala de box. Foarte mulți din ei s-au îndreptat către o carieră în poliție, la jandarmerie. Chiar e o plăcere să văd că copiii încearcă să ne urmeze oarecum sfatul. Ei știu unde lucrez eu, unde lucrează George și asta înseamnă că suntem niște modele. Pe mine mă bucură acest lucru pentru că și aceste sisteme au nevoie de oameni care, de copii care au făcut sport, însă și ei și-au găsit calea, au încercat să lase acea ieșire violentă sau, știu eu, alte tentații negative și s-au îndreptat către ceva pozitiv. Deci foarte mulți copii am văzut că s-au îndreptat. Vă dați seama, mai sunt câțiva care au anumite probleme, dar în mare se cam rezolvă. Mai sunt și adolescenți care rămân la problemele lor. Da, excepții, dar sunt foarte puțini. De obicei, cei cu care nu putem rezolva situația, încheiem orice fel de legătură, de activitate. Dar noi încercăm pe cât de mult să le îndreptăm aceste probleme cu care ei vin din familie, din școală, din, după cum spuneam mai devreme, da, din societatea și din modelele pe care le au, din păcate, pe media, cu care nu sunt de acord. Dar asta este. Încercăm să ne aducem fiecare suportul. Adevărul este că sunt o sumedenie de canale TV, momentul în care se mai face și seară. Nu mai zic de alea de ochiete, trăznite, da, ale le lăsăm deoparte. După părerea mea, cea mai mare problemă acum este sunt rețelele de socializare, pentru că și acolo YouTube-ul, TikTok-ul, Instagram-ul și multe altele. Ei nu știu, copiii nu știu ce modele să-și aleagă, ce e bine, ce e rău și, din păcate, nu merg lucrurile în direcția care trebuie. Dar, după cum spuneam, într-o sală de sport sunt oameni care sunt echilibrați și încearcă la rândul lor să dea o imagine reală și bună copiilor. Da. Și toate formele acestea de așa zis progres, apropo și de socializarea asta pe rețelele de socializare, mai sunt și discuțiile astea de la distanță. Dom'le, zic eu, îi povestesc să vezi ce zmeu mă dau, că nu am cum să mă întâlnesc eu niciodată. Dar copiii ăștia nu știu că sunt cât se poate de expuși și vreau să spun și de filmele acelea care propagă violența la greu. Ne-am dat pe vârcolaci, ne-am dat pe vampiri, ne-am dat pe tot felul de trăznăi și, din păcate, copiii, fiindcă ei sunt cruși la o anumită vârstă la care sunt foarte ușor de manipulat și de deviat de pe traiectoria aceea normală, nu mai știu ce e bine și ce e rău. Așa este. După cum spuneam, am foarte mulți copii care sunt trimiși și din cauza acestor jocuri violente, pentru că ei joacă niște jocuri violente și părinții încearcă să-i scoată din casă și trimit la o disciplină și fac extraordinar de bine, pentru că încearcă să-i scoată din lumea aceea virtuală, să-i aducă în lumea reală. Da. E greu, dar merită noi, încercă. Da, eu observ, îi văd și la exercițiile fizice, pentru că orele de sport, din păcate, nu se fac cum se făcea odată. Sunt și foarte puține, din păcate. După părerea mea, ar trebui mult mai multe ore de sport la școală, pentru că eu îi văd cum se mișcă și nu... Corect, așa este.
Nu au coordonare, nu și, au... Și Bogdan, dacă îmi dai dreptate, sper să îmi dai dreptate, dar nu că aș vrea neapărat, ci că mică așa se întâmplă, nutriția asta este o mare problemă. Da, și nutriția. De acolo pornesc și toate chestiile agresive. Noi printre sfaturile pe care le dăm stânga-dreapta, la sfârșit, le dăm așa și o direcție, o bază de nutriție, stăm, discutăm și le explicăm cam ce ar trebui să mănânce, de ce să se ferească. De aceea spuneam că este un lucru pozitiv pentru un sportiv să vină într-o sală de sport, nu neapărat de box, pentru că sigur nu o să zică nimeni într-o sală de sport du-te și mănâncă chipsuri și beau Coca-Cola. Da. Toată lumea o să-ți vorbească de apă plată, toată lumea o să spună de un fresh, de un smoothie de fructe, cereale din astea, muesli și știu eu ce alte fructe. Program ordonat, odihnă. Exact. Da? Acolo se vorbește numai de așa ceva, despre vitamine, despre, nu despre știu eu ce alte cocktailuri sau prostii. Da. Încet, încet să intrăm, să vorbim puțin și despre viitorul tău adversar, Bogdan. În primul rând, câte reprize vei boxa? Acum să vedem în funcție și de ce loc este pe televiziunea care va da meciul. Digi Sport 2, da? Da, Digi Sport. Cred că în jur de 8 reprize va fi meciul. Am înțeles. Iată, viitorul adversar, un pugilist de origine rusă, da? Plecat în Germania, campion, nu? Acum, al Germaniei? Da, locuiește foarte mult timp în Germania, se pregătește acolo de câțiva ani și participă la toate genurile de lupte care există. Se bate și pe box, se bate și în cușcă, se bate și în kickboxing. E un sportiv ros, ca să zic așa, și uns cu de toate. Așadar, Vladimir Toctasinov, da? Toctasinov, da. Și și-a luat așa un nickname mai scurtuț cu Toc. Sperăm să nu fie TikTok, după ce o să se întâlnească cu tine. Spuneam că se va transmite, deci, sâmbătă, începând cu ora 19, vineri. Vineri, am greșit, am spus sâmbătă, deci vineri, așa, da? Vineri, cu ora 19 va începe primul meci al Galei. Am înțeles. Și cam când preconizezi că vei intra în ring, așa, aproximativ? În jur de 9-10 seara. Am înțeles. Deci, 10, în jur de ora 10. După 21-30, să fim și mai atenți, pentru că putem... Iată, în dreapta aici, seamănă un pic, parcă zici că ar fi așa, George. Să fim atenți pentru că, iată, campionul nostru va lupta inclusiv pentru Buzău, nu? Bineînțeles, în primul rând pentru Buzău, pentru că eu aici locuiesc, aici mă antrenez, aici muncesc. Deci reprezint în primul rând Buzău, România. Da. Ce știi ca și caracteristici, ca și aturi, ca și... Da, este un sportiv foarte puternic, dur. În schimb... Pare un bombardier, așa. Da. În schimb, este un pic cam rigid. Dar în rest, el este tot timpul în sală. E și showman, face ceva show la conferințele de presă. Dacă tot e show, nu? Sigur. Da. Dracula show. Exact. Și... E un sportiv, după cum spuneam, care are multă experiență, are foarte multe meciuri. Eu o să-mi fac treaba destul de serios. Nu o să îl tratez, nu o să-l desconsider și o să intru... Dar nici nu o să le cu delicatețe. Corect. Asta spun, că o să intru cât se poate de serios să-mi fac treaba. Da. În ceea ce privește luptele din MMA, înțeleg că are un palmares bogat, din 70 de meciuri la profesioniști, 19 înfrângeri și 51 de victorie. Înțeleg că a luptat în martie la Timișoara contra lui Bogdan Stoica și, bineînțeles, că românul nostru a reușit să câștige și încă destul de clar. Bănuiesc că ai putut să colegi informații și de la prietenul tău care te-a vizitat, Adec Bui, pentru că cu
câteva luni înainte, un an, când tu te pregăteai să îl întâmpini aici pe brazilianul pe care l-ai trimis la Podea în urmă cu aproape 6 ani, el se afla pe un afiș undeva la Londra, un afiș pe care l-am întâlnit și pe Tolea, nu doar pe Adegbui, nu? Și tu fiind prieten cu Adegbui, vizitându-te aici, cred că ți-ai cules informații și de acolo, nu? Cu siguranță am luat informații și din lumea kickboxingului, și de la Beni și de la Bogdan Stoica, țin legătura cu toți și noi mai vorbim. Cu Ștefan Lătescu, da. Pentru că ei fiind în aceeași branșă, se cunosc și știu așa secrete despre fiecare. Da, Bogdan, vorbeam la începutul emisiunii despre Daniel Ursache și iată și... Făcând așa o analogie, deși sunt stiluri diferite, l-am văzut pe Moroșanu. Iată, deja au organizat aici la Buzău două gale care s-au bucurat de succes. Așa, în subsidiar, pe lângă antrenora, pe lângă academia pe care o ai tu de box, te-ar tenta și postura asta de promotor? Da, cu siguranță. Observând că boxul începe să fie cerut, consumat, de ce nu? Încercăm să găsim sportivi. Și dacă avem susținerea necesară, pentru că fără susținere nu poți organiza niște evenimente de acest fel, mi-ar face mare plăcere să mă implic în așa ceva și să... Ai o carte de vizită impresionantă, da. Sunt convins că ai destule cunoștințe, destule relații și iată, dacă alții reușesc să vină aici și să umple sala sporturilor din Buzău, sunt convins că și pentru tine ar fi la fel de ușor, sigur. Și de ce nu și de benefic până la urmă. Da, important e să vedem cât mai mulți copii în sălile de sport, să-i vedem atrași de sporturile acestea de contact și să-și dorească să muncească. Și să urmărească ce este bun în sporturile de contact. Exact, nu că ai vers pe pereți, ce ar crede unii copii greșit. După cum spuneam, sunt copii în sălile de sport, dar nu toți sunt dedicați sau nu toți se pot dedica pentru marea performanță, pentru că deja este altă clasă, se cere mult mai mult și nu toți sunt dispuși să dea atât de mult. Da. Bogdan, noi te-am vrea în activitate și nu doar în activitate, ci și cu victorii cât de mult se poate. Iată, ai împlinit de curând 37 de ani, iar vineri este cel de-al 26-lea meci la profesionism. Ești aproape de două cifre rotunde, da? Vârsta de 40 de ani, ar mai trebui încă 3 ani, dar și încă 4 meciuri la profesioniști. Poți atinge sumele astea, cifrele astea rotunde, așa? Nu, n-am urmărit asta, nu mi-am făcut un plan. În funcție de cum mă simt și asta e cel mai important, atât timp cât sănătatea îmi permite să mă antrenez la un nivel înalt, o să o fac. Când văd că nu mai merge, într-adevăr sunt și accidentări în acest sport al nostru și în special după anumită vârstă te refaci mai greu. Când o să simt eu că merge mai greu, atunci o să zic stop. Da, oricum, câtă vreme poți să ții steagul sus? Exact, pentru Buzău și pentru România. O să fac România, cu plăcere, pentru că fac asta din pasiune, în primul rând. Spune-mi, Bogdan, dacă te ții de promisiune, ca partida de final, cea de adio, cea de retragere, o vei susține aici la Buzău. Mi-ar face o deosebită plăcere să fie un meci de final de carieră în Buzău, în fața concitadinilor. Exact, suporterilor buzoieni. Ar fi extraordinar să se întâmple așa. Acum să vedem ce va fi. Da, dar sunt convins că îți dorești acest lucru. Da, cu siguranță. Chiar discutam cu cineva și am spus că ar fi extraordinar să vedem o sală plină sau, de ce nu, un stadion, să facem așa cum erau acum 30 de ani, când galele de box erau pe stadion. Da. Pe stadionul de fotbal. În Roma, da. Bogdan,
pe final de emisiune, de primă parte, pentru că rămâneți cu noi și după pauză, pentru că aici va veni șeful celei mai tinere galerii din țară. Este vorba despre Dragoș Neicu, cel care nu doar că dă ritmul, dar și conduce foarte bine galeria celor de la Metalo. Bogdan, pe final vreau să-mi spui ce așteptări ai de la această gală. În primul rând, sper să fie o gală reușită. Toți sportivii români să facă meciuri bune. Eu vreau să fac un meci bun, să închei cu o victorie frumoasă și mai departe vedem, să ne apropiem de meciuri de retragere de la Buzău. Da, care ar fi o retragere extrem de frumoasă pentru un sportiv, un sportiv talentat, deopotrivă talentat, dar și muncitor, un tip serios de care societatea românească ar avea mare nevoie și de aici încolo. Bogdan, mulțumesc îți urăm multă baftă și în momentul în care o să să ridice brațul acela învingător, ne faci și nouă un semn aici către Buzău, fiindcă noi te vom urmări și ești invitat special de fiecare dată aici la noi. Da. Aceasta a fost prima parte a emisiunii din această seară. Luăm câteva minute necesare pentru a face modificarea în locul uriașului Bogdan. Va veni tot un nume de domnitor, Dragoș, două nume extrem de frumoase, un schimb de ștafetă, dacă vreți. Până atunci, mergem în publicitate și revenim în câteva momente. Orizont Construct este furnizorul tău de materiale de construcții și un aliat în proiectele tale prin produse și servicii de cea mai înaltă calitate. Orizont Construct Pietroasele te scutește de eforturi, de deplasări inutile și de riscul de a comanda ceva care nu ți se potrivește, toată organizarea fiind în favoarea ta. Livrăm în județele Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița și Ilfov. Poți comanda ușor pe e-mail la adresa contact@orizontcratimapietroasele.ro sau doar efectuând un apel telefonic la numărul 0728 268 272. Nu trebuie să plătești nimic în avans, ci doar când primești comanda. Orizont Construct. Aproape de buzunarul tău. Cauți un spital unde să lași pe mâini bune sănătatea inimii tale și să te simți în siguranță? La Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica am tratat cu succes peste 17.000 de pacienți în ultimii ani, cu peste 1.000 de intervenții minim invazive sub angiograf și 700 de operații de chirurgie vasculară. Ce au în comun pacienții noștri? Un timp de spitalizare redus și o recuperare rapidă. Angiomedica, un spital nou, modern și performant. Un spital dedicat afecțiunilor cardiovasculare. Mega Edil, companie cu experiență, asigură soluții complete pentru o gamă largă de activități în domeniul construcțiilor civile și industriale. Ne adresăm firmelor de construcții sau autorităților publice și suntem gata ca împreună cu operatorii noștri să realizăm lucrările de care clienții noștri au nevoie. Parcul auto al societății noastre cuprinde toată gama de utilaje necesare. Echipamentele pe care vi le punem la dispoziție sunt specializate și se pretează pentru desfășurarea lucrărilor de construcție în principal pentru lucrări de infrastructură, autostrăzi sau infrastructură de apă și canalizare, lucrări de îmbunătățiri funciare sau clădiri rezidențiale sau nerezidențiale. Detalii și informații pe site-ul megaedil.ro. Contact 0786 478 334. Mega Edil. Utilaje de ultimă generație. Thank you.
Un medic bun este cu adevărat excepțional doar atunci când este ajutat de aparatură modernă. Orizont Dental Clinic are ca scop declarat dezvoltarea unui sistem medical de investigare, tratare și monitorizare a pacienților săi la un nivel premium de calitate. Dr. Raluca Chivu, medic specialist împreună cu echipa ei, alcătuită din 10 medici de renume, vă pot ajuta să aveți un zâmbet ireproșabil, invitându-vă într-o locație modernă, situată în cartierul Orizont, Bulevardul Unirii, numărul 203, bloc D5, scara A. Orizont Dental Clinic. Toate serviciile de medicină dentară într-un singur loc și o echipă de specialiști devotați profesiei care sunt gata să vă trateze la un nivel înalt de calitate problemele dentare. Cum poți să-ți permiți până și acele servicii stomatologice care păreau de neatins? Simplu, în rate, direct în clinică, fără alte drumuri. Orizont Dental Clinic. Programări la telefon 0769 867 366. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Poate părea surprinzător, dar cele mai bune conturi pentru emisiunea mea, aici le găsesc. Omul din spatele meu e pasionat. Mănâncă fotbal pe pâine. La fel ca toți telespectatorii noștri de luni seara. Ras, tuns. Prezat sau coafat? Asta chiar e o întrebare foarte bună. Oare ce-ar fi mai bine pentru sportul buzoian? Răspunsurile le găsim doar la TV Buzoian. Sport Maxim este emisiunea mea preferată. Așadar, iată, pentru partea a doua emisiunii am revenit. N-am făcut un studiu așa foarte, foarte aprofundat, dar până la urmă, da, mai facem și puțin folclor. Cea mai tânără galerie de fotbal din țară, din fotbalul românesc, da, de la Liga a 3-a în sus, este aici la Buzău. Este formată din juniori, formată din școlari, formată din puști, până la urmă, așa într-un cuvânt, dacă vreți să spunem generic, și este trupa care încurajează metalul, înființată de curând. Cine este capul răutăților? E bine, l-am invitat în această seară. Este vorba despre Dragoș Neicu. Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc frumos că ai venit aici la noi. Am ținut neapărat să-l abordăm după un meci în deplasare al metalului, pentru că altfel, dacă ar fi fost pe teren propriu, sigur ar fi fost răgușit, pentru că el acolo este și cel care dictează ritmul, fiind cel cu percuția, dar și cel care strigă foarte, foarte tare. Dragoș, galeria voastră este una așa mai non-conformistă, da? Formați din copii, din juniori, din puști, da? Da. Spune-mi, unde ți-ai făcut ucenicia? Sau ăsta e primul tău loc de muncă, între ghilimele, aici, la galerie? N-aș putea zice. La galerie am copii mulți. Am făcut colegi, prieteni, da? Vecini, tot felul. Am făcut chiar de pe stadion, m-am întâlnit cu copii. Și sunt toți, acum suntem grupați, ne cunoaștem. Te-ai inspirat de undeva? Ai văzut la un club în străinătate? Sau, eu știu, ai avut un model, ceva, la unul, ți-a picat așa, domnule, ia de mâine să fac eu o galerie, să fie, că n-aveam metalul galerie. Acum că stau să mă gândesc, nu știu, nu mai țin minte, da? Dar
am avut modele, m-am uitat pe internet, am văzut că se poate și cu copii. Mi s-a părut o idee interesantă. Da, în spate avem steagurile. Au o poveste interesantă steagurile astea, nu? Steagurile primele, primele de aici, din grupare, făcute de familie. Așa. Și închipul e așa toată lumea acolo, da, mama, tata, bunica, familia. Cu sunt, are fiecare cu... Toată familia, mă bucur că m-au susținut și toți m-au susținut, m-au ajutat și... Înțeleg că ai niște părinți modeli care te înțeleg și te susțin? Da, da, da. M-am bucurat mult tare când am auzit că sunt de acord și că mă vor susține. Bun. La tine, practic, este un transfer, să zic așa? Mai întâi ai fost în galeria sau mai ești și în altă parte? Da, mai sunt pe post de toboșar, mai bat... De acolo, acolo mi-am început eu cariera, cum s-ar zice, la Peluza Crâng. A, la Peluza Crâng, da? Pe stadionul cel mare. Da, da. Iată aici sigla asta. Cine a fost cu ideea? Domnul Aurelian Trifan, eu. Gata, el e capul răutății. Am încercat pagina micului fotbalist, nu m-a trăznăi face omul ăsta. Am încercat eu prima oară să fac ceva, dar m-a contactat dumnealui, eu nu-l cunoșteam. Și ce ești? Ești tocioară sau ce ești prima oară? Nu contură acolo. Nu mai știu nicio, a fost o chestie măzgălită, așa. Da? După aia m-a contactat dumnealui, mi-a zis că mă poate ajuta să îmi facă siglă și astea. Am fost de acord și el ne mai ajută, ne face poze după cum vedeți. Fotografia asta una extrem de frumoasă, tu ești acolo cu cubețele. Da. Cine e cel din dreapta? Eu din știu dreapta cine, dar nu știe publicul. Este probabil. Băiatul antrenorului. Așa, e băiatul Nicolas. Cel mare al lui Valistan, da? Da, da. Care e trup și suflet. Vă cunoașteți de undeva? Vă cunoșteați dinainte sau? Nu ne-am cunoscut, a venit prima zi atunci când și-a făcut apariția galeria. Chiar, domnule, dacă ne aleargă cineva, măcar să fim mai mulți, nu? Sau cum? Da. Am văzut că îi place și el, ținând cont că e băiatul antrenorului, implicat acolo, e 300%, da? Da. În rest, așa, toți suntem, cum să zic eu, pasionați. Toți copiii suntem, ne place mult sportul buzoian. Nu neapărat fotbalul, ci noi susținem tot sportul buzoian. Ne place mult și vrem să ajungem și mai mari. Am înțeles. Și mai mari. Dragoș, pentru tine, așa, în accepția ta, există un profil al un suporterului? Unul elevat sau, mă rog, nu știu cum să zic, habar n-am. Sau să te întreb altceva. Cumva până peluza cealaltă, poate ai fost așa dezamăgit de niște acțiuni, de niște comportamente? Nu trebuie să-mi exemplu. Da, da, deci da. Nu să spui cu da sau nu. Ce am vrut eu să fac prin galeria noastră, am vrut să arăt că pot fi galerii și de copii mai mici. Înțeles. Să dai o replică adulților, da, nu? Să putem să ne canalizăm numai și numai pe fotbal. Ce zic, am vrut să vadă și copiii, pentru că nu prea am mai văzut copii în galerii sau susținători ai fotbalului. Sau, preponderent, da? Da, puști. Da, că da. Voi sunteți preponderent puști. Da, care, ce vârstă are cel mai mare de acolo? Aș putea zice, se schimbă, mai avem copii care vin. Aha, care... Am înțeles. Da, mai sunt pasageri, nu? Se duc, se întorc, da. Dar grosul, baza, miezul? Într-o medie așa să avem vreo 13 ani, 12 ani. Aha. Sunt copii și mai mici. A, deci cam vârsta ta, nu? Pe acolo. Da, cam vârsta mea. Avem și niște copii mai mari, dar sunt cu noi. Nu sunt diferiți de noi. Da. Dragoș, voi acum spuneam la începutul acestui subiect că voi sunteți puțin atipici și exemplific de ce. Galeriile de adulți, nu? Mai ciupesc, mai iau câte o secărică din aia, să prindă curaj, să prindă tupeu, nu? Da. Ei, aici voi sunteți dezavantajați. Voi cu ce vă faceți curaj? Păi, din echipă. Echipa ne Am dă înțeles? Curaj, nu? Da? Când cântăm, când marchează goluri echipa. Da? Și în rest așa nu știu, doar iubire. Am înțeles. Iubirea da. Față de echipă ne motivă. Ați avut un duel așa de la distanță, voi o galerie de puști, tineri entuziaști, iar pe partea cealaltă, nu apar în imagini fiindcă erau prea multe, o galerie cu tifoși adevărați, cu adulți, cu creastă, cu dezbrăcați, cu chelie, cu tot ce era. Cum a fost duelul ăsta de la distanță? Nu știu, noi ne-am simțit foarte bine. Eu, cel drept, m-am simțit foarte bine. Am fost bucuroși de rezultatele echipei. Da? Păcat că n-am putut și realiza și mai mult, dar încet, încet facem totul. Am înțeles. V-ați văzut acolo? Ați apucat să dați nas în nas? V-ați văzut după meci? Nu, că galeriile de obicei nu. Am vorbit cu băieții, am zis să păstrăm cât de cât distanța, pentru că, după cum v-am zis, eu nu susțin foarte mult violența astea între fotbal. Fotbalul e fotbal, ce Corect. Se întâmplă? Am înțeles, da.
Tot așa, o comparație între galeriile de adulți care sunt de obicei în peisajul la fotbalistic și voi, iarăși ieșiți în dezavantaj, să zic așa, între ghilimele, pentru că voi nu profereați măscări, nu spuneți trăznăi acolo, n-aveți creastă, nu sunteți fioroși, n-aveți mușchi, n-aveți, știu eu. Până la urmă, cred că mesajul cântecelor, noi nu avem mesaje vulgare sau astea. Noi, după cum am zis, ne canalizăm foarte mult pentru a ne susține echipa. Nu, avem respect și față de celelalte echipe, pentru că, până la urmă, toate au pornit de undeva, asta mai mari, mai mici. Da. Dezamăgit de deznodământul semifinalei, până la urmă, iată, asta e partida retur, în care în deplasare a fost 1-1 și vom avea și de acolo imagini după ce le termină pasă. Iată golul, cam în același minut s-a marcat și aici la Buzău și au deschis oaspeții, cum și noi am deschis corul la ei, vezi, și că ce ție nu-ți place, altuia fă-i cadou, da? Și s-a întâmplat că imediat după gol, după ce că nu eram grozav de mult așa în tribună, a mai început și ploaia. Da. I-a mai pus pe fugă câțiva și ploaia. Vezi când nici măcar natura nu te ajută, știi? Da, pe noi nu ne-a oprit. Noi nu, că voi ați fost acolo. Am fost acolo, eram încălziți toți de la sărit, cântat. Da? Eram bucuroși, așa bucuroși ca marcarea golurilor astea. Eram bucuroși, n-am mai simțit ploaia. Ăsta a fost cel mai important meci al vostru de când ați făcut facțiunea asta, așa, da? Da, cred că da. Dezamăgit că până la urmă nu a ieșit? Nu pot să zic că sunt dezamăgit. Până la urmă și asta e un lucru mare ce au reușit să facă. Să sperăm și că o să reușească și mai mult și eu cred că se poate chiar mai mult. Acum o întrebare de 100 de puncte. Da. Până la urmă, cei de la Piatra Neamț au meritat faptul că am mers mai departe? Sau... Iată că tu ai fost, gândește-te un pic, am fost și la Piatra Neamț, un stadion care a fost plin pe jumătate, să zic, da? Vreo 6.000 de spectatori au fost acolo, adică de granda, spectatori, locație, da, teren, da. Nocturnă, da? Tot. Iar la noi, nu? Până la urmă, ce pot să zic? Fiecare echipă cu norocul ei țin în cont că au avut stadionul mai mare, s-a nimerit așa. Și tradiție mai mare. Tradiție mai mare. Din ce știu eu, cam singura echipă de acolo din Neamț mai mare, suporteri mai mulți. Și noi creștem încet, încet, țin în cont și cu galeria și cu astea. Sper că o să mai vină și cu rezultatele, au crescut rezultatele, sper să mai vină spectatori din ce în ce mai mulți și să umple stadion. Da. Apropo de remarca asta a ta, ți-ai dorit să vină mai mulți spectatori la meciurile Metalului? Ar merita Metalul să fie vizionat așa în direct acolo de mai mulți suporteri? Sau mai bine mai puțin și ăia care vin și vibrează așa ca și voi acolo? Pentru mine nu prea contează pentru cei care sunt suporteri adevărați, dar și contează să fim știuți. Pentru că adică plouă, ninge, soare, voi vă faceți treaba acolo și dacă iese victorie și dacă iese rezultat mai puțin, voi sunteți acolo, e o stare de grație pentru voi în momentul în care sunteți acolo și dictați ritmul, pentru că e foarte frumos cum sună de acolo. Ne simțim mândri că ne putem susține echipa, că avem o echipă bună pe care o susținem pentru rezultatele bune, ne distrăm mult acolo, așa. Ne simțim bine în general și echipa, nu știu cum să zic eu, Vă înalți așa un pic, nu? Vă creează o stare specială, da? Iată aici și imagini, tot cu prin ajutorul celor de la Religia Sportului. Am numărat, cred că în jur de vreo 30, dar practic am fost în același autocar, da? Și noi eram emoționați, și noi am fost obosiți, și noi, în fine, încât practic n-am știut până la urmă câți am fost, când am fost. Da, eu m-am bucurat că am reușit să fim și câți am fost, n-am fost cum chiar. Cum ți s-a părut stadionul? A fost primul stadion mai mare așa pe care ai fost? Am fost pe Arena Națională și pe mai multe. Dar bine, acolo e o altă poveste, e alt nivel. Pentru o echipă la nivelul care era, Liga 3, acum Liga 2, mi se pare un stadion destul de frumos. Și am văzut imagini și din meciul cu Foresta, acasă la ei, ultimul meci. A fost aproape plin. Aproape plin. Păi erau mai aproape de finish. Da.
Tu ești cel cu bateria acolo, da? Da? Trebuie să ai ureche muzicală sau doar talent? Așa? Cum te-ai descoperit vocația asta așa? O poveste mai lungă așa, de când eram mic. Da? A vrut sora mea să se apuce. A trebuit să aștept mai mult, pentru că eu sunt înscris la școala de tobe, de percuție. Așa. La domnul Nucu Oancea. Da. A durat vreo 2 ani, dacă nu mă înșel, am așteptat. Până să scoți talentul ăla din tine, nu? Nu, 2 ani am așteptat ca să pot să intru, să încep cursurile. Și între timp sora mea a zis că nu mai, n-ar mai dori. Uh-huh. Am rămas eu. Și am fost acolo și am descoperit că, nu știu, sunt talentat, sunt priceput. Așa. Și ai ureche muzicală? Dacă n-ai ureche muzicală, trebuie ritm. Trebuie ritm, sigur, da. Și sunt de 3 ani, acum încep al 4-lea an și îmi place așa să mă simt cu bețele în mână. Cam câte ritmuri sunt așa? N-au număr. Da? Sunt, da? E creativitate, depinde de creativitatea. E ceva așa pe moment, nu? Nu pe moment, sunt melodii pe care le avem, da, sunt ale noastre, dar se pot face melodii mereu, ritmuri diferite, tot felul. Voi faceți repetiții, vă strângeți înainte sau măcar un nucleu acolo, nu știu? Nu cred că am făcut până acum, cei drept nici nu am avut atâtea meciuri încât să, da, avem oportunitatea, dar eu am fost mulțumit cu cât pot. Păi, deci dacă voi vă manifestați așa de bine, fără repetiții, fără amploare, fără experiență, înseamnă că sunteți pe drumul cel bun. Sunt câțiva băieți care au experiență, mai știu melodii, au prins ușor stilul, știi? Da? Dat din steag, cântatul, toate, versurile. Adică nu iei un steag acolo și dai cu el, te aperi, da, de muște, nu? Toate, da, sunt studiate, nu? Sau, da, mă rog, dar, vă propune să fie studiate, nu? La urmă, noi ne învățăm unii pe alții, suntem ca niște, suntem ca o echipă acum. Uh-huh, uh-huh, am perceput, da. Dragă, spune și mie, de ce vulturi? Că voi mai degrabă sunteți șoimi deocamdată. Vulturii am considerat, ei fiind pe lângă animale normale, ei sunt mai mici, așa, dar totuși puternici și răvnoși, cum s-ar zice. Am înțeles. Și asta a fost așa o idee. Eu sunt mulțumit cu cum ne merge acum numele astea. Toba asta e bănoasă așa? Costă ceva? Sau? Costă majoritatea. Ceva, da? Am înțeles. Cea din imagini, da, este prima, uh-huh, din setul meu personal. A, deja e plecată? Sau? Acum am retras-o. A, e la vatră, am înțeles. Dar domnul Patrick Benga de la club, așa, ne-a, da, ajutat și am vorbit cu dumnealui și ne-a achiziționat o tobă, bețe, a vorbit cu mine. Ne-a ajutat mult, că cea mică nu prea era capabilă așa. Acum noi suntem foarte mulțumiți, ne mai ajută, mergem în deplasări, astea, totul la neamț, la astea, chiar ne ajută clubul. Da. Păi aia, dacă spui că nu era foarte capabil, înseamnă că de aia nici n-am reușit să urcăm în Liga a doua, nu? Cu asta nouă acum, înseamnă că mergem, nu știu ce să șanse zic, mult mai mari, nu? Nu știu ce să zic. Acum îmi place foarte mult lotul echipei, jucători foarte buni. Da? Am văzut, sunt încântați. Ai un jucător preferat? Saim, da, Tudor Saim, da. Mi-a plăcut achiziție așa. De ultim moment. Da, îmi place de el așa cum joacă. Am înțeles. Știi că e născut în, știu, în Istanbul, Istanbul, dar a jucat la Râmnic, de aici a plecat mai departe. Și Alin Manea, mult. Și Alin Manea, da. Amândoi buzoieni, nu? Că tot suntem la nickname-ul ăsta de echipa buzoienilor. Da. Care este satisfacția voastră după la finalul unei partide? Bucuria. E o bucurie așa, nu știu, nu prea pot să o bag în cuvinte. Așa, da, nu pot să descrie așa în cuvinte. Dar în momentul în care spui jucătorii să vină, cum da, e? Da, suntem bucuroși. Atunci vă simțiți mei șef, nu? Domnule, da, ia-ți că dăm noi din mână să vină în coace băieții ăștia care au câștigat. Suntem bucuroși că ne susțin și chiar și jucătorii, că vin cu noi, vin la noi după meciuri. Noi susținem indiferent de rezultat. Suntem bucuroși mereu, indiferent de scor, pentru că e o bucurie mereu să cântăm pentru echipa noastră, e o mândrie să putem să facem acest lucru și, da, ne bucurăm mereu, orice ar fi. Da. Te vezi așa suporter la lung, te vezi și devenind adult sau e un hobby așa de moment, acum că... O să las viitorul să așa, spună. Da. Asta mai încuia, să știi. De obicei eu încui cu întrebările, dar acum mai încuia cu răspunsul ăsta. Acum chiar nu știu. Eu sper, sper să rămân și până cât pot. Dar după aceea preiau alții. Am înțeles.
Deci îți propui să și creezi acolo, nu? Să mai, să mai ai și câțiva ucenici pe care în momentul în care vei pleca deja, la facultate, nu? Deja am niște băieți cu care mă cunosc, care sunt mai mari, deja așa. Ei... Așa, nu toți au farmecul ăsta, nu, nu, mulți băieți m-au întrebat, poți și eu să dau tonul, poți fi și eu în față să-ți bag la tobă sau astea? Și le-am explicat și astea, nu e... Adică, nu e că e două bețe și dai în ele acolo, nu? E greu, trebuie să ai și un puțin curaj. Și eu prima oară când am mers la stadion mi-a fost o rușine. Da? Nu prea eram obișnuit, m-am văzut acolo singur cu toba și cu câțiva băieți. Dincolo pe stadionul cel mare erai mai, erai mai pe la mijloc. Eram băgat așa între în oamenii astea. Nu? Erai tânără speranță acolo, ori aici ai devenit șef în toată regula, nu? Da. Am... Prima oară când am mers la meci, eram cu niște prieteni prin oraș și ziceam un băiat, un vecin de-al meu, hai să mergem și noi pe la meci, că am văzut că e intrarea liberă, să mergem și noi să vedem că tot nu avem ce face. Am mers la meci, nu știu, mi-a dat așa un farm echipa, cum nu mi-au dat altele. Nu știu, am văzut ceva special la ea, m-a vrăjit echipa. La meciul acela știu că aș câștigat echipa. Mai aduce aminte de meciul ăla? Era un meci, cred că fix înainte să înceapă play-off-urile. Jucam cu Ianca, dacă nu mă înșel. Și eram cu prietenii mei, m-am simțit foarte bine acolo. Ajung eu acasă. Asta anul trecut, da? Nu, anul ăsta. Anul ăsta, da. În aprilie. Aprilie, așa, am fost în martie la meci. Și merg eu acasă, mă gândesc că e așa, că eu mereu, nu știu, am așa un curaj să încep să fac lucruri, proiecte. Da. Și glumeam cu tata, ce-ar fi, mă, că am văzut că nu e nicio galerie, era cam liniște, cum s-ar zice. Era cam loc virant pe acolo. Nu era atmosferă. Și glumesc eu așa cu tata, ce-ar fi să-mi iau eu toba să mă duc să fac galerie acolo. Și glumeam așa, stau și mă gândesc în seara aia și mă la tata, mă, ce-ar fi eu să chiar să fac galerie să mă duc. Și zice, tata, ar fi o idee. Și mama m-au susținut de când le-am zis atunci. Am fost foarte mirat că au vrut. M-am pus să fac conturi pe net, să afle lumea. Și așa am ajuns. A fost un proces, a durat puțin, cam mult. M-am chinuit să fac rost de oameni, să se afle despre galerie. Adică ai făcut selecție, nu? Ai făcut casting, nu? Când se dă acolo la finalul filmului. Nu, nu neapărat. La început eram așa, acum numai, pentru că am văzut că oamenii se schimbă când se văd pe stadion. Și am făcut logo, siglă, așa, nume. Și am ajuns la meci și de atunci a început. Dragoș, dacă ar mai fi aderenți, copii sau adulți până la urmă, că aveți nevoie și de adulți, nu? Când ți-au acolo cu voce de... Nu știu cât de mult ar dori adulții să vadă acolo copii, dar bun. Noi... Dacă ar vrei, dacă ar dori oamenii, iată, cei care ne privesc acum, să zică, domnule, unde găsesc eu pe Dragoș? Vreau și eu să mă înscriu acolo și vreau să vin la Galeria Metalului. Păi avem pe contul de Facebook, Instagram... Vulturii Sud, asta e, acolo vă caută pe Facebook, da? Pe Facebook și Instagram. Și cine dorește să fie în grup, eu personal mă ocup să postăm și imagini, astea să anunțăm oamenii. Poate vă trezesc cu niște vulturi pleșuf pe acolo, n-am nici păr. Sunt și copii adolescenți care vin și ne anunțați, nu vor sau pur și simplu nu sunt în grup. Și e interesant așa să te ocupi. Dragoș, ți-a fost fică așa că e serapeu? Da, domnule, da, dacă pentru că ne facem de râs fix acolo, asta voiam să zic, aveam așa o frică că ajung acolo la stadion și nu faia nimic. Aș când ai cânta, nu zice nimic, nu? Am mai încercat eu să mai fac niște lucruri când eram mai mic, nu aveam și o minte, dar și acum n-am minte, dar... N-ai suficient, n-am nu? N-am suficient, că întotdeauna e loc de mai bine. Și am văzut, chiar am fost emoționat prima oară când am mers, mă întrebam și cât timp am lucrat, eu mă gândeam, mă chinui eu atâta și după aia nu se mai întâmplă nimic, că a durat și să mă ocup de toate alea. Și acum sunt bucuros că chiar a funcționat proiectul, cum s-ar zice. Zi-mi, proiectul ăsta a lăsat acolo, a scris ceva, e ceva, act de constituire, de înființare, ați gândit și la aspectul ăsta. Dacă vine unul, domnule, că vrem să facem noi o altă galerie, nu? Voi sunteți titulari? Am încercat, dar încă nu cred că este cazul să facem. Suntem mici, încă galeria, că
crește. Să o înscrieți la OSIM. Dacă vine cineva și băiatul tău la tură, ia după că stai vulturul meu de aici, frustare. Acum nu știu eu detaliile astea. Da. Dar trebuie să le aveți în vedere și cu asta. Da, m-am mai interesat așa. Uite, dacă intră acum metalul în Liga a doua, apropo, intră metalul în Liga a doua, la anul. Eu sper. Au... Săriți gardul și intrați pe teren acolo și cântați, nu mai știți de voi? Nu știu, sperăm. Eu cred că au potențial, da? Are potențial echipa, mai ales cu lotul, cum am spus, de anul acesta. Mai ales și galeria, presupun că face și o mică diferență. Da. Jucătorii sunt mai motivați când auzi cum cântă lumea și cum te susțin. Ce au zis oamenii din conducere de când sunt peisajul ăla acolo, din punct de vedere sonor? Toți au fost foarte bucuroși. Da? Și încântați, nu? Da, încântați. Sau mereu acum de m-am găsit eu să-mi fac galerie. În atâta timp m-am făcut-o eu. Toți sunt încântați, după cum am zis, ne susțin toți, tot. Sunt încântați, mereu vin cu noi, ne felicită, toate astea, la fel jucătorii, oamenii de pe stadion chiar, toată lumea ne felicită. Mai suntem mai mici, suntem astea... Hei, următorul pas până la să dați autografe, iată, deja acum cu emisiunea asta să sunteți cât se poate de celebri, nu? Da. Să sperăm și la mai. Ceea ce nu-i deloc un lucru, dar... Nu e chiar deloc. Zim, colegii de la școală, ce au zis, au marșat și ei pe ideea, hai mă, s-a găsit Dragoș, o să merg ce face acasă. Colegii mei, nu am colegi foarte pasionați de sport, din păcate, dar sunt interesați așa, adică li se pare interesant. Dacă nu vin, îți dai seama că te apreciază, nu? Da, și că proiectul tău este unul care se poate deviabil, nu? Mulți, li s-a părut interesant ce fac și acum mi se pare că se uită mulți la mine în momentul acesta. Dar așa din colegi... Mai puțin. Arătos, cântă, știi? Sunt mic și eu acum mai... Mai știi să cânti și la alt instrument? Nu. Nu știi, dar îți propui, nu? Probabil... Știi că fetelor le place la balalaică, la... Probabil m-aș descurca și la alte instrumente de percuție, nu știu. Dacă zici că ai ureche muzicală... Da, mă descurc, sunt demânatic. Da. Dragoș, eu aș mai sta de vorbă cu tine, dar s-a întâmplat acum, colegul zice, vin știrile și ca să nu iasă cu terebus, nu uităm de unul la altul, așa, eu îți mulțumesc frumos, nu doar pentru faptul că ai venit aici, și mai ales pentru faptul că, iată, ai propus și ești în prima ascensiune cu acest proiect, că dai culoare acolo ca fond sonor, nu doar tu, ci și colegii care vin acolo, care cântă, care colorează frumos fondul acela sonor și... Aproape de fiecare dată simt nevoia, da, să vă și gratulez în momentul în care eu comentez și vă auziți de cuvintele frumoase de rigoare în înregistrările pe care le urmărim de obicei lunea de la ora 15. Rămâne să ne vedem așadar sâmbătă când avem meci contra celor de la Sporting Liești, și pe care sperăm să-i batem așa de rău, măcar cum a fost în primăvară, cu 5-0. E adevărat că atunci n-am comentat eu, fiindcă a fost aici Trifaniada, a pupul legătă de Aurel Trifan. Dragoș, îți doresc multă baftă, nu doar ție, ci și colegilor tăi și metalului, pe lângă care și noi acolo suntem mândri pentru reușitele lor. Da. Aceasta a fost emisiunea din această seară. Eu nu spun să vă invit așadar sâmbătă de la ora 17. Metalul are un meci extrem de important împotriva gălățenilor de la Sporting Liești. O victorie coroborată cu șifoneală așa pe care îl dorim celor de la Focșani. Vom reveni, sperăm, pe primul loc, dar campionatul este la început. Important e că n-am pierdut niciun meci, am făcut un singur egal, am marcat 15 goluri și n-am primit niciunul. Până atunci, toate cele bune.